Ministru, ați văzut ce se întâmplă în județul Arad legat de mafia pădurilor? Ați văzut că acolo au fost din nou presiuni asupra personalului silvic. Direcția silvică de acolo vă cere ajutorul și dumneavoastră și localnicilor. Ce puteți face până când nu vom dispărea doar, deloc pădurile? Nu doar în județul Arad. În urmă cu o săptămână am primit un raport de la Ministerul de Interne care arată că anul trecut sau pe finalul anului trecut tot ceea ce a însemnat, au însemnat controlele în acest domeniu au fost mult, mult scăzute față de 2015. E un semnal de alarmă. E un semnal de alarmă și pentru Ministerul dumneavoastră, doamna Petcu, e un semnal de alarmă de asemenea pe care vreau să-l trag și pentru celelalte structuri ale statului. Cel raport arată o creștere, și am mai spus lucrul ăsta în urmă cu o săptămână, o creștere a infracționalității până la urmă și în acest domeniu. Și cred că măsurile pe care le veți lua, extinderea a ceea ce spuneam a programelor care verifică toate aceste lucruri, aplicarea legii de către cei care trebuie să facă acest lucru, spiritul civic de asemenea este extrem de important, va duce la reducerea acestui fenomen. Pentru că, într-un final, eu știu că există foarte mult interes, de multe ori un interes care depășește cadrul legal în acest domeniu. Interesul nostru ca țară, dacă este să vorbim despre industria lemnului, nu este doar să fim exportatori de produse brute, în cazul ăsta lemn sau cerestea, ci până la urmă să creștem industria autohtonă de produse finite, mobilă și procesare, pentru că asta înseamnă locuri de muncă, asta înseamnă creștere economică. Despre asta este vorba și din acest punct de vedere trebuie concentrate toate eforturile. Vă gândiți la o nouă reglementare în ceea ce privește exporturile? Nu știu, aici aștept propuneri din partea Ministerului Apelor și Pădurilor. Doamna ministru, împreună cu specialiștii, inclusiv cei de la RomSilva, pentru că trebuie prinsă și regia națională, sunt capabili, cred, să meargă pe liniile directoare pe care noi le-am dat prin programul de guvernare. Și măsurile vor fi aplicate, așa cum am spus, conform programului de guvernare. Vă întrebam puțin mai devreme că dacă aveți niște cifre statistice legate de tăierile ilegale de pădure, de... Chiar nu știu, poate știți dumneavoastră mai multe. Până se lua măsurile cu radarul pădurii, legea 171 cu contravențiile, când s-au înăsprit amenzile, era un volum de 8 milioane de metri cubi tăiat ilegal. În ultima perioadă, din constatările inspecției de forestiere, s-a redus foarte mult. Avem o cifră deocamdată estimată la 200.000 de metri cubi pentru anul 2016, dar încă nu sunt datele oficiale. Acum se lucrează la raport oficial. Domnule premier, dumneavoastră la Ministerul de Interne, sunt informații că Sebastian Ghiță, unul dintre fugarii de top ai României, ar fi fost localizat în Serbia. Ați fost informat de situația lui? A fost sau nu localizat de Ministerul de Interne? Am întrebat chiar înainte de a intra în ședința respectivă. Se pare că informația din așa la cald nu este cea corectă. Nu vreau să intru în amănunte, e treaba dânșilor și chiar îndemn să-și facă treaba și să prindă nu doar pe Sebastian Ghiță, ci pe oricine este declarat fugar și trebuie să vină să răspundă în fața legii. Dar care este informația până la urmă? Nu este dar așa, dar cum dat-o, este? N-a dat-o guvernul această informație, nici Ministerul de Interne, cel care gestionează această situație. Înțeleg că a venit de pe niște surse neoficiale care până la ședința respectivă nu s-au confirmat.
Mulțumim frumos. O întrebare. Aveți un program de guvernare destul de ambițios. Aveți în vedere creșterea suprafețelor împădurite? Mă refer și mă gândesc în primul rând la suprafețele degradate, din suprafețele agricole degradate, care sunt, se pare, cam la 2 milioane, 2 milioane și jumătate de hectare. Da, prima măsură care am luat-o când am venit la Ministerul Apelor și Pădurilor a fost să solicit autorităților locale inventarierea tuturor terenurilor degradate. Deja am început să primim suprafețele de teren ca să putem face demersurile necesare să le împădurim și pe acestea. Și sigur vom crește, în afară de împădurirea în fond forestier, și suprafața de fond forestier pe terenuri degradate, perdele de protecție. Există o măsură 8.1 în PNDR care poate fi accesată pentru astfel de măsuri. Deci există finanțare. Controale vor mai fi făcute, doamna ministru? Controale, sigur, sigur. În sensul ăsta chiar mulțumesc Parlamentului că a și suplimentat numărul de posturi de la gărzile forestiere și sigur vom angaja în perioada următoare suplimentar cei care sunt salariați acum. Ați zis mai devreme că a scăzut, tăierile ilegale au scăzut de la peste 8 milioane de metri cub la 200 de mii? Nu, este vorba doar de datele din controalele colegilor mei de la gărzile forestiere, datele oficiale urmează să le primim pentru tot. Deci doar în pentru controle au găsit 200 de mii. Da, okay. Nu avem bine. Încă raportul. Mulțumim. Și că ne-am plantat și noi. Poți să vin eu în partea aia să filmez cum plantează presa? Colegii. Am mai văzut asta câteva de zile în urmă.